că nu, nu e ca povești. Nu e cum crezi tu că e. Ia, aha, e ia. Mi-a zis că ea nu-i la fel ca celelalte. Mi-a zis că poate într-o zi o să-mi arate. I-am dat dreptate, că prea l-avea pe toate. I-am zis, mă cheamă Grasul, tu ești una din aristocrate. S-a uitat lung, mi-a zis că trebuie să fug, trebuie să ajung acasă, m-am oferit să o conduc. De fapt vroiam mai mult, adevărul-i crud. Domnișoara asta m-a băgat la balamuc și nici n-apuc să mă-ntorc, era adusă. Iar eu cu gura căscată și cu pata pusă, însă o vedeam vorbind rusă. Știi că domnișoara aia, yeah. În fine mai vorbim, ne mai vorbim. Ne futem, ne mai prostim. Amândoi știm, nu putem să fim ce nu putem să fim, așa că zi. Zi, 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 zi. Despre fata din poveste, că după mii de teste, eu tot n-am nicio veste. Aia să trecem peste, înțeles lesne, că fata asta n-are legături terestre. Chestia e că eu sunt bestia, iar e la fel de dulce, știi, la fel ca trestia. Autosugestia, nu știu, poate o fi, poate adu-te și face repede vreo 2-3 minime. Dar știi, poveștile se termină fericit. Aici, în schimb, scenariul este diferit. Și în poveștile rămân cu prințul în mers anual. Și asumă riscul, nu discut, subiectul e închis. Cu toate că odată mă simțeam de neînvins și am zis, ca o bestie din umbră, prințe, că o să-ți dea la o curvă, mă!